Bun găsit, sunt profesor Mândița Baias și suntem pe platforma One Education, unde voi exemplifica modul cum am creat lecția Legea lui Ohm. Putem crea o lecție de la început cu anumite activități, momente pe care le includ în lecție sau putem prelua o lecție gata creată de altcineva, dar editabilă și pe care să o putem transforma. Eu am preluat o lecție pe care am transformat-o ca fiind lecția mea. Nu este copiere, ci am inclus întreg materialul meu, ci numai am preluat activitățile pe care le pot introduce în lecție. Și anume, primul moment din lecție este acesta. Am ales ca activitate un tip de activitate nouă. Am ales acestea, text și imagine. Acestea sunt tipurile de activități pe care le pot include eu în lecție și pentru prima pagină, deci pentru copertă, am ales aceasta, text și imagine. Și ce pot să fac prin acest text și imagine? Pot să îmbin texte cu imagini, cu videoclipuri, cu fișiere de tip audio. Elevii vor explora conținutul creat de profesor. Așadar, am ales activitatea text și imagine. Aici am inclus imaginea. Uitați-vă, îmi apare aici în bară modul cum pot să editez această imagine. Eu am să accesez o poză, o fotografie pe care o includ aici. Chiar am să introduc una din fotografiile pe care le-am încărcat în biblioteca multimedia a platformei. Și o să includ această activitate. Pot să micșorez sau să măresc fotografia. De asemenea, textul acesta se poate modifica astfel încât să-l pot poziționa așa cum trebuie. Îl voi duce chiar în partea aceasta de mai sus, să las, cred că am să-l șterg acest text și las numai titlul. Voi poziționa fotografia așa cum îmi convine mie. Așadar, fotografia. O duc mai spre centru și voi scrie aici titlul Legea lui Ohm. Bun. Pot să aleg fontul și am ales acest font eu. Dar mai întâi trebuie să selectez textul. Aleg fontul acesta, că acesta îmi convine mie. Pot să aleg dimensiunea fontului și am să aleg 36. Dacă îl vreau să fie îngroșat, dacă vreau să fie cursiv, dacă vreau să fie subliniat sau ce culoare doresc pentru text. Și eu am ales culoarea albastră pentru că așa mi-a plăcut să îmi apară pe imagine. Și am aici culoare fundal, vom putea noi să includem culoare fundal. Și am pus eu această culoare de fundal. Așadar, ați observat cum am putut face prima pagină. Am creat, deci, prima pagină. Ați observat, am lucrat de față cu dumneavoastră, încărcat poza, deci tipul de activitate pe care l-am accesat. Acesta este text și imagine. N-am să încarc acum text și imagine. Așadar, am creat acum coperta lecției. Această activitate nu va rămâne în lecția inițială. A fost numai pentru exemplificare. Și pot să o șterg din acest punct. Și am să o șterg acum. Pentru că îmi rămâne activitatea inițială. Coperta inițială. Pot să introduc o altă activitate. Aceasta se numește introducere. Și aici pot să includ obiectivele lecției. O să introduc activitate nouă.
Vom vedea ce tip de activitate, obiective de învățare. Aceasta este tipul de activitate pe care eu o introduc. Și scriem aici introducere. Completează aici titlul lecției. Lecția, nu am să completez acolo titlul lecției și am să pun primul obiectiv. Vom identifica sau elevii tăi vor învăța, elevii vor învăța unitățile de măsură pentru mărimile fizice ale curentului electric. Un alt obiectiv, vom identifica elementele unui circuit electric și un alt obiectiv, putem să adăugăm, vom verifica legea lui Ohm. Acestea le-am inclus acum și aceasta este o fotografie pe care o pot schimba, după cum observați. Așadar, schimb fotografia, de unde pot să accesez, din resursele mele, sau pot să accesez imagini din calculator. Ia să vedem dacă în resursele mele de aici am această fotografie pe care eu am încărcat-o deja pe calculator, deoarece am utilizat-o. Și am inclus această fotografie aici. O pot extinde, o pot mări, o pot... Ia să vedem cum se vede ceea ce am lucrat noi aici. Deci, vei învăța în această lecție. Mă duc înapoi la editează pentru că o să notez totuși aici obiectivele lecției. Și punem două puncte. Acum voi vizualiza, așadar, obiectivele lecției și mă adresez direct elevului. Vei învăța unitățile de măsură pentru mărimi fizice ale curentului electric, vom identifica elementele unui circuit electric, vom verifica legea lui Ohm. Așadar, v-am exemplificat modul cum am creat deja această nouă pagină din lecția Legea lui Ohm. Aceasta a fost pagina inițială, aceasta a fost cea creată aici împreună cu dumneavoastră. Pagina aceasta o pot, poate rămâne sau poate fi, pot să o șterg pentru că a fost creată doar pentru exemplificare, lucru pe care îl voi face. Și vom continua în acest mod cu toate activitățile pe care eu le-am inclus în lecție. Urmează o parte, într-o filmare următoare. Vă mulțumesc și vă urez spor în crearea de lecții pe platforma One Education.